Președintele Organizației Municipale a PNL, Toma Petcu, este de părere că formarea unei coaliții între Alianța de Centru-Dreapta, recent înființată de PNL și PC, și PSD este varianta cea mai potrivită pentru schimbarea actualei guvernări. Toma Petcu spune că nu doar conjunctura politică impune o astfel de coaliție, ci întreaga stare de fapt din societatea românească. Mă bucură foarte mult faptul că, și recunosc că priveam cu puțină teamă reacția PSD-ului, la nivel național, nu local, mă refer puțin la nivel național, vis-a-vis de plecarea, să spunem, a Partidului Conservator din alianța care au avut-o cu dumnealor și venirea către Partidul Național Liberal. Vă spun sincer, aveam o teamă pentru că mă gândeam că ar putea fi deranjați, nemulțumiți, pentru că, mă sigur, în momentul când îți pleacă un partid care are o importantă logistică, are o, deja să spunem, sucursale și filiale în toate județele, unele sunt chiar mai detaliate, au zone puternice, cum ar fi în București, mă refer la primăria sectorului 4, mă refer iar de asemenea la Galați, cu primar de Galați. Și în alte zone, încă unde au vicepreședinți de Consiliul Județene sau au două situații, asemenea situații, și unde au și primari, mă așteptam ca, bineînțeles, nu trebuie să neglijăm și forța mediatică a acestui partid, care prin grupul intact au o forță mediatică foarte mare și nu este de neglijat, pentru că mass media este, din punctul meu de vedere, în momentul actual, singura, în afară de PNL, PSD și PC, care mai duce o bătălie cu actuala putere. Deci, revin, mă așteptam ca PSD-ul să aibă o reacție negativă, o reacție de respingere, până la urmă, a acestei alianțe, dar observând maturitatea politică la care a ajuns atât liderul PSD-ului, dar și, să spunem, membrii, echipa pe care îl o are formată în urma alegerilor care au avut loc anul trecut, m-a bucurat faptul că, din contră, își dorește în momentul actual o alianță cu cele două partide, PNL și PC, o alianță care să fie una viabilă și serioasă, o variantă și o alternativă pentru partidele care sunt acum la guvernare, și mă refer aici la PDL și la UNPR, pentru că, în mod sigur, aceste două partide vor acționa și ele împreună, că vor fi într-o alianță sau că va fi, așa cum s-a mai întâmplat, un EPR-ul absorbit de către PDL, asta rămâne de văzut. Dar oricum, varianta de candidatură și de participare în alegeri va fi împreună acelor două partide.